Salariați, suntem de disponibilizări, susținem că ar trebui conducerea companiei să găsească alte soluții, că ar trebui niște contracte care să redreseze compania. Deci am avut o discuție cu o delegație din partea celor care astăzi în fața ministerului au avut meeting. Am purtat, am primit de la ei și un document cu 10 cerințe. Să știți că citindu-le, mi-am dat seama că de fapt chiar suntem pe drumul cel bun. Ceea ce facem, facem pentru cei 30 de mii de lucrători din poștă, ei să stea liniștiți, să aibă încredere în aceste măsuri. În cele 11 luni de mandat și-au confirmat și delegația respectivă, am oprit absolut toate contractele care au fost încheiate în perioada, vă spun clar și cu multă responsabilitate, 2006-2008, care au prins poșta și au ținut-o în lanțuri. Acum nu ne rămâne decât să facem această restructurare dată poate și de moment, dată de anumite condiții obiective pe acest domeniu. Și sunt câteva condiții care trebuie spuse. Odată, 1 ianuarie 2013, este momentul liberalizării serviciilor poștale. Trebuie să ne pregătim. 2. Criza în care ne aflăm și chiar zilele trecute am citit despre poșta americană, care să știți că face același, sunt în același proces de restructurare. Închid peste 4.000 de oficii poștale. Și numai departe ne uităm așa că acea scrisoare cu care eram obișnuiți cu toții a fost încet, încet înlocuită de ce? De mail-uri. Deci, în acest context, le propun această restructurare și să avem o companie care învață, o companie care se adaptează continuu, dinamic, la provocările momentului. Dacă spuneți noastră că au intrat și mail-urile, ar urma să fie desființată în general poșta? Absolut, poșta nu va fi desființată. Dar totodată trebuie să învățăm și să venim cu alte servicii, servicii financiare, servicii bancare. Trebuie ca această resursă, această rețea de poștași, să știți că ei își fac treaba. Chiar dacă ei nu mai duc 20 de scrisori pe zi, duc poate numai 3, dar și-o fac pentru că sunt oameni harnici. Domnule ministru, noi nu trebuie să facem altceva decât să, prin poziția pe care o avem, să căutăm alte noi servicii adaptate momentului și această companie să-și facă datoria față de cetățenii. Câți oameni vor fi concediați, domn ministru? Dumneavoastră spuneți, ați anunțat 2.000 până la sfârșitul acestui an. Domnul Neagoie, director general, spune 1.400 de posturi. Deci, sunt declarații contradictorii. Privind acest număr. Spun 2.300 și ceva. Am văzut și această declarație. Haideți să nu intrăm în speculații. V-am spus, tot acest proces are și o componentă de restructurare funcțională. Scrisoare către feminist, 2.700. Sindicaliștii spun 2.000. Dumneavoastră cât dați? Deci să știți că poșta are 36.000 de salariați. Iar la 36.000 de salariați, dacă vorbim de fluctuație, fluctuația e lunară de câteva sute. Deci haideți să și cu sindicaliști. Ne uităm la lucrurile mari. Ce ați hotărât? De care avem, spre care trebuie să ne îndreptăm. Și cum v-am spus, provocările mari, date odată de 2013, deodată de schimbarea mentalității, referitoare la acea scrisoare cu care eram învățați când eram mici, și de ce nu? Da, deci și așa mai departe. Și ei se plâng, i-am intervievat, se plâng că munca pe care o au de făcut, nu, pentru munca pe care dacă mai restructurați oameni, cum vor face față efectivele de poștași? Nu mergem departe spre deci, în privința restructurării, atunci când am demarat restructurarea, am avut o conferință de presă în care m-am spus s-a înființat în cadrul Poștei Române un departament care se ocupă cu normarea muncii. Atunci, munca fiind normată, fiți sigur că fiecărui om i se va... În fine, și raportul venituri, muncă, va fi corect. Vreau să vă mai spun încă două lucruri care le-am cerut sindicaliștilor și au fost de acord cu mine. Le-am cerut sprijin, în primul rând, pentru
plafonarea salariilor mari. Știți că în poștă managerul general are un salar un pic mai mic decât ministru, la care sunt salarii mult mai mari, dar care susținute de ce? De un articol din contractul colectiv de muncă. Da, eu vă mulțumesc. S-a vorbit de și fără nicio problemă. Sunt ministru, nu ați răspuns la nicio întrebare. De management privat s-a decis ceva? Ați hotărât ceva? Nu, n-am discutat cu ei managementul privat. Dar ce ați discutat, domnule? Oamenii sunt nevoiți să-și cumpre consumabile din banii lor. S-a desfințat asigurările. Sunt jertfe.